Eu sunt amator, deci eu să gust. Ești amator. Trebuie să vedem, mi se întâmplă ceva. Ok. Facem. Viitor, Doamne ajută, facem. Apsai de la Ciumbrut, o țuică bună, pizza de la Atelier și mi... M-am bătat ca un porc. Sănătate multă. Mai am, dar nu zic. Upside down. Știu că pare puțină aia ledigeră acolo. E cam bec. Mai spui. Tu mereu pe eu fă-mă să râd, fă-mă să râd, știi? Ție nu-ți mai pun, nu, că faci urât. Nu, poate să mă duc. Doamne ajută și pe domnul Sandu, pe nona să-i odihnească și la Lenuța, tanti Lenuța și nouă să ne dea putere. Mi se pare minunată, țuică și cu pâine. Trebuie să-i dai mai repede pâinea, să moi în țuică. Salutare, oameni buni, bine v-am găsit. Astăzi am vrea să vorbim cu omul care a schimbat și a revoluționat reclamele în mediul online, dar nu era disponibil Cristi, așa că ne-am mulțumit cu bravo. Deci cu Cristi înainte. Deci vin la un podcast profesionist. În sfârșit, bravo. Mulțumim că ai venit. Mulțumesc pentru invitație. Cristi Ilișoan. Da. Da, Cristi, da. Ilișoan, pe care am văzut că în ultimul timp îl scoți tot mai des pe piață, adică domnul care este... Cumva e natural, adică nu neapărat că îl scot eu sau iasă el, cumva lumea e interesată și de partea asta, știi? No, bun, bravo să știe, dar care-i schiadiunii, poate găsim un secret. Da, poți zice că Cristi, secretul meu, e omul care le leagă. Cumva. Pasul din mână. Da, de fapt el ține tot și eu este în față, dar da, e important să știe lumea că îi multă muncă în spate. Și el o execută cu succes. Da, e genul de om care venind din televiziune, omul execută. Cred că ăla e gen, bă, trebuie să facem 3 clipuri pe stoapă, le face. Adică mergem într-un loc, nu o facem 3 ore, nu știu ce, mergem într-un loc, hai să scoatem 2 videouri. Hai să vedem cum optimizăm, hai să ne facem maximul un plan. Maximul din orice, așa. Maximul din orice, dar nu, să nu facem rabat de la calitatea mea să fie. Dar nu, să nu o lălăim mult. De asta zic, eu știu pe Cristi, de vremurile televiziunii, atunci avea profil mai mult politic. Era da. Producător și uite, din producător politic a ajuns producător prolific. Da, prolific și eu... timpul Cristi zice că reporterii sunt cei mai tare oameni. Știi? El a fost reporter și ca reporter, nu ești curios de fotbal, te pun pe sport, nu ești curios de social, te apuci pe social, pe politic și după ce au fost, nu știu cât s-a întrezit în fiecare domeniu, cam știe despre fiecare canal la cât e ceasul, cât de cât. Și uite, reconversia profesională, da? Da. A dat televiziunea pe online. Da, dar tu... El te-a descoperit. Păi noi eram prieteni. Eram prieteni buni. Și acum asociați. Și da, acum asociați, dar... Între milionul în cont, lasă. Un pic de răbdare. Deci. Da. Care întrebare? Erați prieteni? Eram prieteni, dar de clasa nouă am devenit colegi de clasă. Prieteni, am venit la Cluj, ne-am mutat împreună, am terminat facultatea. Eram cei mai buni prieteni, nu eram cu chestia asta cu... Suntem cumva complementari. Eu să fiu vedetă, să ies în evidență. Lui îi place să stai în spate, să fie omul din spate și așa mai departe și am propus la proiectul prin 2014. El zice că nici nu a avut o decizie, mă bag, hai să facem, știi? Adică mai zic că ceva genul, bă, hai că facem, dar nu simțim într-un an, simțim mai mult timp, dar o să fie bine. Gata. Și nu, te faci așa chestia că puteai face ce vrei tu. Mai ales cum venea din televiziune unde era greu, până să aprobă, e o doamnă care trebuie să primească mail-ul, să dea ok, nu știu ce, tu faci, tu pui. Adică sunt momente în care gen, la ora la 12:30 ne vine ideea, la 1 filmăm, la 2 posta clipul. Chiar da. Am văzut că urmăream story-urile voastre și făceați story cum că filmați și peste 4 ore deja era pe YouTube. Da, da. Mulți filmează story-urile și le postează în ziua în care postează și clipul, dar voi chiar atunci le și postează. Da, da, de multe ori când se întâmplă chestia asta, știi? Da. E mai greu când avem o aprobare de la un client, dar cumva ne-am obișnuit și clienții noștri. Bă, noi lucrăm rapid, pentru că în ce facem noi e și o chestie de instantaneu, de dacă acum, nu știu, demite pe Ponta, hai să facem un video despre Ponta. Dacă acum ninge afară, facem un video despre faptul că ninge afară, știi? E, dacă nu ești primul care face meme, unde era mai faci, vorba aia. Nu neapărat, că asta e ok, dar poți face o meme. Meme e o poză cu un scris. Și dacă te vorbeai de clienți, hai să mulțumim și noi sponsorilor noștri. Vinul de la Ciumbrut. Vinul, te rog să-l desfaci. Și voi să serviți împreună cu mine. Tot de la Ciumbrut, dar de la o nuntă de la Ciumbrut. Uite ce scrie aici, Mircea. Răzvan și Anca, vă mulțumim că ați fost alături de noi 2-11-2019. 2019, un an bun pentru nunți. Un an bun pentru nunți. Pune un pic de Anca. Un pic de Anca. Și atelierul de pizza care ne-a dat de mâncare.
telerul de pizza, vinul de ciumbrud și invitatul cu care lansăm la apă această navă a podcast-urilor. Și am zis că dacă tot ești primul invitat și spar viața, au și venit încă un alt sponsor lângă noi. Super. Care nu te lasă să pleci de la noi cu mâna goală, ai un tricou. Cei de la Scalwer dau tricou, au cele mai faine tricourile din Cluj, sunt făcute handmade, sunt făcute aici. Poți să-l poți peste hanorac, că da. tu mergi mult pe jos. Da, da. Tu mergi e ceva simplu, și... minimalist, perfect ca tine, așa. Mă știi cum e atât, zic, dacă apucă să-mi intre în garderoba mea, am patru tricouri de toate. Eu sper că intre. Patru tricouri de toate? Patru jerseiuri, unul dintre ele. Ăsta îl prinde azi luni, ăsta îl prinde trei ori pe săptămână, luni, joi și duminică. Știi? Deci e bine, bine. Eu am 140 de tricouri de la ei. Da? Trei poartă pe el deodată, așa, trei. Deci tu duci, cum ar veni o viață ascetică de student, adică cum e asta? Patru tricouri? Da. Ar putea să creadă cineva că Mircea Bravo are doar patru tricouri în garderoba sa? Da, ar putea să creadă. Sunt oameni care chiar că găsea. Nu, că din 2015 am început, era geaca 2015, geaca 2016, în fiecare an aveam o geacă. Eu nu înțelegeam, de ce să schimb geaca? Aceea geacă, transpiri? Nu transpiri. Până la urmă a fost branding. Poate, a fost branding. Bă, ia cu geaca aia, Mircea, da. Să ne trăiască branding-ul. Bine ai venit aici, te rog frumos. Da. Ai zis că tu de la cine? De la Anca. De la Anca. De la Răzvan. Doamne ajută să fie primit. Apă? Eu sunt amator, deci o să gust. Trebuie să vedem, mi se întâmplă ceva. Ok. Putem începe. Tare. Tare bun. Tare bun, da. Tare bun. Apropo, tu cu băuturile cum? Nu, cred că ai tu timp să, da. să-ți faci de cap cu... Păi nu, că am timp, nu trebuie să fac, am mult timp. Dar m-a luat din prima, m-a luat Nico, să te aștept să nu vii cu mașina, că bem un par de vin. Bă, cu mare drag, eu am o problemă că eu trăiesc cu un blestem, nu pot să beau un vin cu o fată pentru că mi se face rău. Am încercat și fără de la fată sau de la vin? Am încercat și fără fată, probleme la vin, știi? Am fost la mea în Portugalia cu un prieten care era degustător de vinuri. Timp de 5 zile, în fiecare zi încercam câte vreo 3 feluri de vin. Gusta, mi se face rău, nu mai beau, lasă, e ok. Și după 5 zile am ajuns la concluzia, bă, ție nu ți-i bun vin. Și nu beau vin. Nu mai vin. Da. Acum, nu te singur în Portugalia. Cum să zic, cu gusturile omului nu poți să discuți, da? Da. Eu începu cu țuica. Da. Spre deosebire de vin cu țuica, nu trebuie să încerci 5 feluri pe zi. Da. Dacă ai încercat unul, să fie primit. Ne așteptăm, e ok? Doamne ajută! Doamne ajută. Sănătate multă! Zi, tu bagă întrebările, că tu ai zis că tu ești în mediul online, tu conduci discuția. Da, nu vreau să discut. Da. Aici mi-a scris una dintre întrebările pe care... vreau să ți le adresez, ar fi, credeai că o să ajungi vreodată în momentul ăsta? Adică când ai început, când ai făcut prostiile alea pe stradă? Da. Cred că, nu știu, te-a inspirat de la Rémi Guillard sau cum era ăla din Franța, așa era? Că... Rémi Guillard. Gaillard, așa. Da. Ca să ajung aici la podcastul lui Nicu Bendeaș, pentru că vreau să zic, deci eu înainte lucram în televiziune de agenie, dacă era o piramidă, nu știu cum era financiara, să habar n-am, dar Nicu era cam vârful, că Nicu ținea o oră jumate de emisiune. Da. Nu știu cum funcționa, nu mă știu la retina, Nicu ținea o oră jumate în prime time, știi? Eu aveam 5 minute, știi? Deci eu tindeam spre Nicu. Ce făceai? Mulțumesc, ce făceai în alea 5 minute? Cam distrugeai o poșetă. Ceva, țigănii de alea, da, era... Era oarecare libertate am avut-o. Mă, să știi că ai făcut ceva, că nu le-am mai găsit pe net, am căutat. Da, mă, deci am șters? Trebuie să facem o emisiune de farse. Nu s-a pus, o emisiune și am filmat vreo 6 luni și erau faze tare. Am dat, știu că am mers într-o discotecă de la țară, undeva din, nu știu cum se numește, satul la Dângău Mare sau ceva pe acolo. Și le ziceam la oameni, bă, ideea e că trebuie să ajungem la Mamaia, dar nu mai avem bani. Putem să zicem că suntem la Mamaia și să ne ziceți. Da. Și suntem aici la discotecă cu nu știu ce, 50 de artiști, da, foarte tare, și ziceam, ce părere, cine a fost, Mădrea Manole? Da, Laura Stoica, știi, și băgam, știi? Și erau niște chestii care mi se păreau foarte tare. În Dângău Mare, știi, și oamenii intrau în un rol, s-au pierdut. Așa e în televiziune, faci chestii tari, să pierd. Bine că te-ai lăsat. Da. Lăsați-vă televiziune. Un minus pentru televiziune, un plus pentru... online. Și știu că în perioada când te-ai lăsat de televiziune, ne-am întâlnit undeva la un profi în Zorilor. Nu doi bărbați profi. Aș. A doua pe la emisiunea asta nu ne scuturăm scamele, da? De pe hanorace. Și tu ziceai, ce faci, Mircea? Salut, Mircea! Și tu ziceai că ții niște macaroane
aveai, acum să mă corectez, 6 lei pe zi sau cum îți impusese tu să cheltui, așa mi-ai zis, că ai o sumă fixă, mă rog, nu știu cât și atâta numai să... Da, da, cred că știu. Deci, numai, scuză-mă, nu mai țin minte întâlnirea, dar într-adevăr am plecat din televiziune. Era la profi, acolo era la după profi. Rafturi, spun eu. Că... Uite că vei la 6 lei. Deci am plecat din televiziune, da. Și practic eu când am început chestia asta cu online, nu știam, alte job-uri nu mai merg, nu mai... N-aveam, erau, am terminat facultatea, lucram la Look TV atunci și mai lucram la o, unde lucram? La o firmă de tranzacționare valutară. Eram profesor, le predam la copii cum să tranzacționeze pe bursă. Nu, și le-am zis, dar la mine era prieten, omul care desena firma, am zis, bă, vreau să fac asta, știi că nu e compatibil, nu, renunț acum. Și pa, aveam niște emoții și a zis la domnul uscat că renunț la chestia aia ca să mă mut pe online. Bun, dar surse devenit zero, știi, că ai mei. Și aveam pus deoparte, economiile mele cred că erau 40 sau 50 de milioane. Și am calculat eu că într-un an de zile o să câștig iară bani din online și o să trăiesc. Și am luat chestia aia și am împărțit-o pe zile. Și eram genul, mergeam pe jos și cumva îmi plăcea că, no, pentru toți la un moment dat, ca artist înseamnă să fii sărac, să fie greu, să te boem. Boem, da, boem. Romantic. Și acum am nostalgia, așa încea. Bă, cred că eram mai fericit atunci. Și cred că și din cauza aia chestia cu hainele, știi? Pentru că, într-adevăr, nu aveam bani de haine. Adică, știu că îmi dădea colegul cu care stea în apartament, era avocat, și îmi dădea ce să mi se mai rupea lui, știi? Știi? Nu trebuie asta. Ba, tu da, n-ai refuzat rupe. Niciodată. Da, 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 și luam, mă, le-am, mă duceam gratis, cu... Și eu mi-am dat, eu umblam cu slip-ul lui, știi? Și la slip am ajuns second. Deci, răspunsul la întrebarea mea e că, da, nu crezut că o să ajung aici. Trăiem din podcast și îi dăm titlul. Cum să da? Da. Deci eu am rămas, cum zice Dinescu, cu nostalgia televiziunii. Deci noi dăm șoc și senzațional. Ce-ai făcut, Mircea? Bravo, să nu umble în curul gol. Nostalgia, sărăcie, adică plăcea să fiu pe online liber, dar sărac. Acolo, nu neapărat pe televiziune. Și ca să răspund la întrebare, bă, sincer, am crezut. Adică a fost ceva de genul, bă, mă opresc, adică știam că nu este niciun alt job la care mă puteam apuca. Corect. Numai asta fac, cât timp fac, nu știu. Cât timp fac, erai pe calea cea bună. Eram pe direcția respectivă și genul care nici nu-s foarte bătut în cap, adică dacă îți rău și îmi zice toată lumea, nu închid ochii, știi? Nu, înseamnă că îți rău, hai să adaptez. Și am știut că la un moment dat se leagă cumva și o să fie bine, dar ne-am pus la început, când ne-am făcut planul să călătorim prin, adică ne-am scris de ce vrem să facem chestia, că o să cunoaștem amentari, o schimbăm mentalități, o să nu știu ce, și ne-am notat vreo, cred că ne-am propus să punem 50 de scopuri de ce vrem să facem asta. Important asta când demarezi un proiect, fie el și online. Că asta de fapt, iartă-mă că îți spun, dragul meu, ăsta nu-i mai deja proiect de online, e proiect de viață. Da, pe păi, clar. Bă, să aude ceva în calorifer omul de la sune, nu-i un băzăit. Nu, mă. Dacă la ăsta. Deci, Mircea, de, da. Așa ți-ai conturat tu, terminasei facultatea, cu televiziunea ai văzut care, da. Dar înainte de televiziune tu începusei farsele, ții minte că la un moment dat erai om de zăpadă undeva în piața Mihai Viteazu, deci, nu? Deci după ce am terminat dreptul, da, într-adevăr, am înainte de televiziune, am făcut două, trei farse pe net, că mi se păreau tare, că vreau să fac ceva, eram... Și așa ai ajuns la TV, da, în cauza farselor. Deci am terminat facultatea de drept, mi-am dat seama ce, că se schimbă lumea asta, că e o grande posibilitate, zic ca și cum, Vlad, poți face orice. Adică pe orice, orice, eu fac farse. Stai un pic, ai părinți care sunt din Beclean și ce zice lumea? Beclean pe Someș. Beclean pe Someș. Și am făcut într-adevăr niște farse la care, de care ziceți voi. Ce au spus părinții tăi? Mă termin. Mama fiind? Mama fiind medic, taghemul fiind... Doamna Popa? De la Beclean, vrei să dai CNP 262? Tânără. Da, tânără. Tânără, tânără. E 62. Da, da. Doamna prenume? Mioara. Doamna Mioara. Da. Doamna Bioara a născut berbec online-ului meu, deci eu numai în titluri visez, eu încă nu visez la televiziune. Ok, ok. Scuză. Să nu zici într-o dată, scurt moment publicitar. Scurt. Tu aveai cască? Ce anume, cască? Când lucrai la TV. Când la TV? Ți se spunea. Ce... Erau preînregistrate, prefilmate. Aveam microfonul la mea, mergeam cu microfonul pe stradă. Luați voxuri pe stradă. Luam voxuri pe stradă. Ceea ce cât de cât a fost ok. No, și după aia, într-adevăr, am mers la televiziune, tot mergeam cu un proiect, nu știu ce, că am filmat 2-3 farse pe stradă, nu știu ce, n-aveam idee cum să monetizez, am filmat-o cumva la mișto și, într-adevăr, primele 3 farse au fost copiate din America, adică nu a fost inputul nostru. Cine a inventat roata în România? Nimeni nu a inventat roata în România. Dar ce faci? Da? Să faci bine, nu? Și să-ți pui amprenta. După aia, după ce am început proiectul serios, unul din principiile noastre era clar să nu copiem. Să nu copiezi orice ar fi, pentru că dacă gândești pe termen lung, chiar dacă dai lovitura acum cu o idee copiată, te faultezi pe termen lung. Corect, să nu copiezi și să nu
spui bancuri. Ok, a? Nu spui bancuri, da. Am spus bancuri vreodată și bate vărponicul? Nu, zic asta, că de multe ori, până la urmă, numitorul nostru comun e comedia, ca să zic așa, umorul, știi? Da. Când ai, aici totul e susceptibil, că bă, de la, am mai văzut-o undeva, nu? Da, da. Dar acum n-ai cum, că până la urmă fiecare comedian să mai vede chestii la alți comedianți și dar își pune amprenta lui și originalitatea, da, până la urmă. Nu pot să fie original 100%. Dacă tot am ajuns la caloriferul ăla, nu știu. Am văzut că tu nu faci videouri cu influenceri cunoscuți pe internet. De ce ai ales să faci videouri? Am făcut cu mine, mă, am venit cu Olic, a făcut și cu mine. Cum de-ai ales să faci videouri cu actori? Da. De ce? Adică am înțeles că-s bun, da, joacă bine, dar de ce ai ales să mergi să faci cu actori? Crezi că nu-s ridicați la nivelul lor? Crezi că nu-s plătiți destul? Sau de ce ai ales? Nu pot să fiu chiar așa de altrui să zic, bă, m-am gândit la binele lor. Păi nu, da. Bă, m-am vrut să-i ajut. Bă, ți-am zis că e sincer. Da. No, ce să zic? Adică... primul rând, știi că vedeam pe unii care, de exemplu, fie își puneau perucă, fie nu știam, bă, e tare, dar noi vrem când se uită omul la clip chiar să creadă povestea, știi? Adică să nu creadă, ai o prosteală pe net, știi? Nu, serios, dacă ne trebuie o tanti în vârstă, o luăm pe tantinuța. Dacă ne trebuie un bărbat la 40 de ani, luăm un bărbat la 40 de ani, nu luăm pe un copil de 15 ani care își pune mustață și să face 40 de ani. Că lumea nu crede. A, e o prosteală. Am înțeles. Mulțumesc. Sau cum, sincer, vă ascultă. Și eu la un moment, da. O făcut și Leana și Costel, nu-i problemă. Vacanța mare, multe, dar nu am vrut să mergem în direcția respectivă. Și în teatru shakespearian se juca mult în travestii. Dar continua. Și de aia zic că în momentul... adică pe internet pur și simplu că apare un om la 50 de ani, deja e... mă, ceva serios, ceva tare, știi? E credibilitatea. Știi, adică ții minte când am filmat cu cei care rolurile părinților mei, Cicicu, Dan Chiorean și Elena Ivanca. Și erau oameni în vârstă, știi, ăsta e serios treaba, eu cu actorul, știi? Și atunci normal că prezi la actori de la teatru, știi, faci treaba cât mai profi. Eu am lucrat și cu fete sexy de pe centru. Nu, dacă apare una bună, dar nu e în clip. No. Și cum zice Cristi, bă, scândură. Asta e expresia, scândură. Mimează ceva. Vai, am pățit deci... și noi la o filmare că îi ziceam... vii spre cameră și spui ceva și era bum, mic-ul, cum ții microfonul de sus. Și ea venea, era într-o piscină. venea la microfon și spunea ce are de zis, știi? Vine la microfon, trebuie să fie cadru în față. Ai, că tu vrei să fie blană și iese scândură. Da. Da, e chestia. Era bombă. Eu ziceai, bă, vrea să punem femei sexy, că femeile sexy vând și așa mai departe. Nu, mă, frate. Deci există, dacă vrei site-uri porno, îți destule. Oamenii vor să se distreze și de astea, deci nu vor neapărat nu. Dar poți să fie un sex appeal, poți să fie o sugestie. Dacă pui din prima țâțele și tot, mai slăbut. Părerea noastră. Nuanța contează mult și când joci cu, când ai, când distribui actori, care sunt actori în adevăratul sens al cuvântului, poți să fii sigur și de rezultat, pentru că ei au disciplina scenei, au... Bine. De asta termină într-o zi și filmatul și editatul și două. Și editatul și trag două dublă pe și la caserie. Da. Asta, da. Dar ai și lansat multe nume în online. Adică Nicu Bendea. Nu. Tu mai stai la rând. Nu, se întâmplă cu mulți actori la teatru care au jucat 20 de ani acolo, foarte tare, și pe aia au purt într-un clip la mine, te știu ăla, cu călarul din clipul lui Mircea, știi? Și e important pentru că imaginează cât de greu e să joci blană într-o piesă la teatru și pe aia te întâlnești cu, da, tu ce blană a fost, poți să văd. Parcă nici nu te mai crede. Nu, că nu este filmare, adică e chestia asta de trecere, știi? Da. Trecător, da, știi? Da, 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 și bă, omul după aia rămâne în magazin, rămâne undeva, știi, ce ai filmat. Wow, ce tare, pentru ei e o chestie tare. Pentru toată lumea, că ziceai așa, și am filmat clipurile alea cu primarul. Da. Cu primarul, că după ce... Bune. Asta am remarcat că și tu, deși ești din generația mai tânără, ai început să te apleci un pic și asupra politicului. Asta dinainte de a filma noi clipurile. E fascinantă politica, Nico. Adică... Măcar n-ai ce să faci. E mai tare ca Netflix-ul. Bă, dacă compar ce... La momentul compara Game of Thrones cu ăsta, cu sezonul lui Donald Trump, știi? Și era ultimul episod când am intrat acolo în capitolul. Bă, mai tare decât în Game of Thrones, știi? Adică mi se pare tare, adică mă face... Oricum ultimul sezon din Game of Thrones nu a fost, nu știu. Da, au fost dezamăgire totale. Deci pentru mine e fascinantă și, și multă psihologie, dar mă fascinează politica, mi se pare interesantă. Ce, totuși, acum suntem iar...
pe marginea prăpastiei. Cum? Mai ține coaliția asta? Eu simt că pârâie. Păi, mere înainte. Mere înainte. Adică țara o să fie guvernată până la urmă, nu? Dar nu e un pic de discrepanță sau nici măcar frustrare. Noi vorbeam în al doilea clip despre lipitor, nu? Da. Și duseseți voi frumos textul până la sclipitor. Apropo, cine a scris textul la... Mă, deci e clar că... Ține un pic și de echipa ta. Da, cum deci... Cristi, îl știm, Cristi Ilișoan. Cristi, asociatul meu de la început, a fost... Bistrițea neamândoi. Și el e tot din Beclean. Tot din Beclean, da. Nu, din Beclean, am fost colegi de clasă în liceu. Nu, deja am început proiectul cu el, adică aia mi se părea tare la Cristi, că în timpul zi... El era producător general la televiziune, el a mers în paralel. În timpul zilei stăteam boscheți și mă filma câte două ore până prindeam un polițist, un preot ceva, și seara era domnul director. Sau ce gustul, mă, un producător. Polițist, un preot? Păi aia stătea, știi, și era producător general, știi, și în televiziune ai un statut, mă, adică tot mă... Îmi plac cu casetele la el, alea, cu microfilmele la el, da, îți dai seama, știi? Și am început cu el, într-adevăr, și din prima am zis că principala noastră resursă sunt ideile, să... Nu investim în camere, nu investim neapărat în vedeți sau ducem, nu știu, pe Ina, pe Smiley, ci pe idei. Că vin ele după aia. Da, ideile sunt cea mai importantă resursă, știi? Adică poți să, că ți-e frică de o multinațională care vine și te cuprinde, vine Amazonul sau tu ai scule de o grămadă de 100.000 de euro, vine, ți-e frică că vine o firmă din America. Cât timp ai idei, n-ai ce să-ți fie frică, știi? Ești... N-ai nicio frigață de chestia globalizare. Cel mai important, capital. Da, cel mai important, capital. Și primul om la care am mers și am fost la Tibi Codorean și am spus: salut, Tibi, noi credem că tu dai dometar, scrii statul sortar pe, că scrie foarte bine. Pe Facebook, bănuim că tu scrii și multe de la Epic Show, vrei să vii să ne întâlnim atât pe săptămână? Nu știm, adică nu înțelegeam ce înseamnă. Atât pe să ne întâlnim și ne gândim la idei și la așa mai departe. Gata. Dar spune. Voi gândiți ideile mereu sau doar când vine un proiect cu un... agent sau păi, client. Păi, sau gândiți mereu idei. Apoi vedeți că le adaptați cu un... Da, adică ce vreți să zici? Sună Ciumbrudu, vrem un video. Ah, stai că aveam noi unul pe care l-am gândit săptămâna trecută. Ciumbrudu facem noi. Lasă. Sau gândiți mereu idei. Sketch-uri, cred. Ce vreți să idei transpuse în sketch-uri. Dacă n-ai niciun contract, scoți clipuri. Ai întrebare. Asta e. Da. Nu. Gândești mai multe idei. De exemplu, săptămâna asta gândim 3 idei. Da. Apoi dacă ne sună cineva că vrea reclamă, poate o adaptăm una din aia sau gândim alta pentru ea. Îți dai seama că durează un pic timpul de când te contactează cineva până să leagă contractul. După aia, noi după ce legăm contractul, le trimitem. Primul contract la ce? Prima reclamă? Mulțumim de răspuns. Da. Am avut la un moment dat la niște... Am avut la o chestie la Body Vibe. Era o firmă din Cluj care... ceva curent, se spunea și se făcea așa, știi? Și te curenta, a? Da, și eu făceam farsa, nu, cum aplic, ce fac eu ca să fie reclamă, știi? Și am mers eu la doamna de acolo care era chiar a fost farsă, pe bune, ea nu știa. Bună ziua, vreau, tot nu mi se ridică și dacă tu ceva se ridice și că diseară mă văd cu femeia și nu știu ce și poate apărea Body Vibe. Dar cum e la voi? Deci puteți, da, am început, pe orice mușt, da, se contracte 96 din mușt. Pot alege toți pe unul. Așa trebuie să începem. Știi, și cumva au fost adică aplicat pe chestia aia, dar în legătură cu sketch-urile astea, că astea sunt cumva clipurile de pe care sunt cele mai de succes și pe care le vor cei mai mulți oameni din publicitate, am făcut o listă de 10 prieteni care au firme și am zis, bun, mergi la să le propune reclamă gratis. Și am mers în minte că am mers la un prieten, numai doi au acceptat, unul era un prieten care avea o firmă de rent-a-car. Salut! Vrei să îți facem reclamă gratis, ajunge la 5.000 de oameni, tu nu mă plătești 2 milioane cameramanul, atunci am negociat cel mai ieftin, nu știu ce. Bă, da, gamă, bă, restul a zis nu. Știi? 8. Și acum 8. Sună. Și lor le-am făcut reclamă. Și le-am făcut reclamă și pe automat când ne mai vorbeam cu câte un partener sau posibil colaborator, uite, canca asta, vreți canca și asta. Canca așa, dai toare canca asta, știi? Am înțeles ce vrei să ziceți prin reclamă virală. Și cumva ai creat piața, știi? Așa e, cred că în orice, trebuie să o oferi ca după aia să primești, știi? Ca la stand-up comedy. Da, așa faci la început, să fac gratis. Ca la stand-up... Și acum fac gratis. Da. Când mă chem? Fiată, nu, cu explicatul, nu? Cu explicarea viralității, da? Așa e și la stand-up comedy, da? Păi, aveți un bar, da? Venim să facem un show de stand-up. Deja ai pierdut. Asta era, vorbesc și eu în urmă, cu 10-12 ani. Da. Deci tot cam așa se pornește. Educi piața. Exact. Educi piața. De-aia e bine unul care merge la început și cumva bătătorește drumul. Știi, ca în ca și ăla vrei să facem. Ah, da. Ok. Dar tu ai avut Eu n-am avut noroc, noi cumva, ce mai
făcut aia noastră pe sketch-uri la Bromania, știi? Mm-hmm. Mai aveau da, promovare. Dar nu cu mult timp înainte. Sincer, ne-au stat un pic, adică erau oameni care, nu, băgăm un buget în dinastia. Mm-hmm. Mergem la Bromania și ce mai facem? Bravo, nu, bravo, știi? Acum, în momentul de față, mi se pare că foarte puțini oameni fac chestia asta. Adică mulți fac, iau produsul în mână, prezentăm asta, dar foarte mulți, foarte puțini care în cazul unui clip natural să-l introducă. Da. Deci voi ați rămas în lista aia pe care v-ați propus-o la început. Da, da, da. Deci tu, Cristi, Tibi, Codorean a venit. Da, după aia ne-am împrietenit, a venit Andrei. Andrei, un tip care la 21 de ani a venit la Cluj și ne-a făcut ceva calculator și ne-a dat acum o idee la care... În prima mea întâlnire cu el ne-a luat de cap, îmi puneau grad de întrebări. Deci eu vin la ședința de creație și dacă oricare venea, era avea un complex. Gen, da, 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 așa, așa. Și zicea, nu înțeleg, deci e așa. Nu înțeleg acum, care e faza? Adică omul are o sinceritate debordantă, știi? Dacă la toți îi se pare că e tare și lui nu îi se pare tare, zice, bă, nu, mie mi se pare lame. Și el zice chestia aia, știi? Asta e mare. Și ziceam, băi, tu ești ca evreul ăla, știi? Că se zice că evrei, că dacă 10 sunt de acord, ei le iau pe al 11 să se pună împotriva numai ca să-și optimizeze. Și omul e foarte bun și ca urmare și-a deschis un canal de YouTube și a învățat de la noi poate cea mai multă chestie, etica muncii. Omul postează de două ori pe săptămână clip, în momentul de față are un canal de 150.000 de abonați. Ne ajută la ședința de creație, ne ajută pe partea cu Instagram și multe altele. După aia a apărut Cristi Ciui. Cristi Ciui când a organizat un festival de Comedy Cluj, atunci am împrietenit cu el. Probabil ai lucrat și tu acolo, trebuie să dai ceva bani sau ce se întâmplă? Nu, cât ai zis de Comedy Cluj, atunci când a fost și roast-ul tău, a fost roast-ul, noi filmam, eram în echipa de filmare de a filma roast-ul. Era un concurs atunci, că să trimiți un clip și care câștigă concursul ăla, face un clip cu Mircea Bravo. Și l-am câștigat. Nici ziua de astăzi nu am clip cu Mircea Bravo. Să bem pentru clipul viitor. Doamne ajută, apsai de la Ciumbrut, o țuică bună, pizza de la Atelier și Mircea Bravo. Poți să-ți dorești mai mult pentru o seară de miercuri? Două blonde. Deci o postat miercuri? Miercuri. Doamne ajută, doamne ajută. Înainte de Paști. Vreau să mai menționez de Ramona, mai a rămas Ramona, care asta și Ramona. Că pe firul ăsta Ramona te ducea. Ramona e fata care și a participat la ședințe de creație și fata care tot timpul... Noi suntem răi, suntem, cum să zic, misogini acolo și așa și a traduce pentru client într-o, noi zicem, ramoneză, știi? Zile aia că-s proști, nu știe, știi? Ramoneza are mai asă. Da, deci Ramona e o persoană cea mai treabă, deci are o voce și tot și are și se ocupă și de negociere. Nu, sau... de negociere efectivă nu. Da. Noi spunem ceva anume și trimite într-o... Unii învață să scrie, alții să citească. El e cu zerourile. Și noi suntem așa, numai noi suntem cu găurile deocamdată. Dar Ramona, care la ultimul și sper că nu cel din urmă, vezi că aveți o scamă, domnul Popa, clipă pe care l-am copciolit, să folosesc un cuvânt din marketingul pieței, tocmai vă învățase să faceți cafea. Da, da, da. Avea un aparat, un Jeffrey Candes, un aparat și a mers până când a fost nevoie de intervenția Ramonei. Da, de asta ziceam că Ramona... Da, ne ajută foarte mult. Hai să încheiem, deși în podcast nu-i bine să închei. Nu închei niciodată. Nu suntem obișnuiți cu podcastul ăsta, mă. Ca și când îți iei o mașină nouă, tu ai condus pe Loganul lui tata și acum ai prins și tu un Golf 4 și încă nu suntem obișnuiți cu podcastul. Dă-ne un sfat așa la mijloc de podcast. Acum dacă te l-am început, nu mai putem da înapoi. Cel mai bun podcast o să fie primul, adică ca și când îți iei Golf 4 prima dată, te bucuri cea tare prima oră cu el. După aia tot mai puțin, așa că podcastul ăsta despre a vă bucura de voi. Oricât de penibil ar fi, și după aia luați și analizați, ziceți, a, acolo ar fi așa, acolo așa, dar acum am făcut deja pilotul. Da. Pilotul deja s-o dat săptămâna trecută. Nu ți l-am dat, care puține vizualizări, dar ăsta îl dăm în 28, în miercuri, am zis că nu-l dăm joi, că e joia mare, să citiți 12 evanghelii, vineri, da, începe așa. Și ca să încheiem rotund, Tudor, cameraman. Tudor e cameramanul și ce ne ajută foarte mult la el e cum că... Cum erai și tu până te-am luat în pot, că... Tudor are un mare avantaj, e rapid și nu are orgoliu, adică tot timpul zice Cristian următoarea chestie. El a jucat la reportaje politice, când trecea Băsescu, bă, ai apucat să le iei? Bă, n-am apucat, să mai trag o dată, știi? Și Băsescu trecea. Da, tu vrea să le iei din prima, știi? Adică pe Iohannis îl mai prins cumva. Da. Pe pârtie. Dar Băsescu, bă, tot cum zice Dinescu, chiar cum era el, așa mergea. Trebuie să-l prinzi. Corect. Și încă o chestie, e vorba de orgolul, pentru că nu, el e cam mai în Cristi regizor. Și atunci, de exemplu, Cristi poate are o viziune care e greu de explicat la tuturor, fă așa. Dar de ce? Fă numai așa. Setul rivalitei.
nu e nici măcar pentru că Tudor înțelege că Cristi are intenții bune, dar nu, e greu ca cameraman să zică unul ce să faci, tu să faci. Ți explic după aia că nu stau actorii după noi, ce se întâmplă. Și din cauza asta Tudor e foarte, foarte rapid. Dacă cumva pleacă Tudor, știu eu, un băiat. Dacă Tudor, acum o să ziceți că unde stă? În Andrei Mureșanu Șolac. Din clipurile 32 și 33 filmate pentru Mircea. Da. Pe Tudor știu și eu am o problemă cu cameramani. În general, când filmez ceva și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să filmez până la această vârstă. Bine. Mi s-a spus da, și de acasă, avem, Nicu, nu supralicita. Avem un principiu, niciodată, nu vreau să zic ventrele, că sunt rău, care e ventrele? Actorii nu trebuie să stea după tehnic. Da. Aia e cea greșeală. Da, actorii da, apar. Da, să, ce faci? Actorii nu pot să stea după tehnic. În momentul în care se stă după tehnic, sistemul nu funcționează. Și din cauza asta, cred că multe proiecte, noi am fost la București, niște proiecte care m-am înspăimântat. Se întâmplă un balet. Deci la București ce se întâmplă? Vine un client cu mulți bani, îi dă mulți bani la agenție și agenția aia ca să justifice colat 100.000 de euro, cheamă 100 de oameni și arată, uitați ce greu e aici, știi, și unul aci de mâncare, unul camere. Asta da, și fix așa. Catering. Și, da, da, și mult, și mare. Ocupați, nu? Și, și gen, bă, sunteți curioși de rezultatul final, gen să fie ceva bun pentru om. A, dai pulă pe oameni, știi? Ce mi se rupe mie de oameni? Nu ne interesează. Nu interesează, să arate bine, știi? Să le arătăm ceva. Da, am fost cu tanti Lenuța la o filmare la București, la Ferry. Ferry fiind la Devasă, știi? Am fost, tanti Lenuța e obișnuită la noi, toate filmările care vedeți durează 2-3 ore cu ea. Am mers acolo, 100 de oameni, o îmbrăc, o aranjam, nu știu ce, nu știu ce, urmați în jumătate de oră, după aia vine, ne aranjăm pe poziție, știi? Și ce s-a întâmplat? Dura toată filmarea vreo 12 ore, tanti Lenuța trebuia să vină să mire. Fii uimită, știi? Și la mată și zis ceva. Doamne ferește, mă, copile, știi? Care s-au scos. S-au scos, nu? S-au scos. Adică cam cât de deștept erau ei, că ei nici măcar nu și-au dat seama că la tante Lenuța ce-i cel mai tare, nu-i da, covezi. Da, da. Dumele. La mată a făcut o cruce și a zis, e prea edgy. E prea edgy. Edgy înseamnă la limită, știi? E prea înspre... Să-și fi făcut seminul. Deci political correct și... Da, da. Bă, da, nu știu că... Nu cuprindem și musulmanii, atei, habar n-am. Și după ce am stat, câte ore am stat, mai mult de 12 ore, eu zic, doamne, mă copil, nu mai duc aici, că voi. E bine acolo la mine, e bine. Hai la Spartan să mâncăm ceva. Hai la Spartan, filmați cum vreți voi. Și s-o dat aia cu Ferry. Filmarea respectivă nu a apărut pe TV, pentru că nu era de TV, era numai de online, așa era pregătită. Deci eu de oameni lucra și țin minte că ultima dată când mă uitam era ceva gen 8.000 de vizualizări. Deci tot show-ul ăla, o iei pe tantile Nuța, o plătești, nu știu, aduce acolo, nu știu, tot show-ul ăsta e pentru aia, știi? Și așa, asta e problema generală în televiziune și în agenții de publicitate. Îți foarte departe de oameni. Deci tu ca să faci pentru oameni, tu trebuie să fii între oameni, să știi ce gândește muncitorul de pe drum, copilul de 20 de ani, dar acolo atât de mult trebuie să... No, e... Arezi cine e și cât știi. Exact, știi? Nu-ți mai pasă. Adică noi punem titluri, prietenul care îți vinde prost mașină, știi? Pentru că știm că aia e viral. Tu, dacă ai fi de agent, ai putea pune chestia. Agentul de vânzări. Da. O discuție contradictorie între două persoane. Bă, chill. Nu trebuie să arăți de deștept, ești. Asta e o mare problemă, știi? Să faci acolo pentru un anumit grup trebuie de oameni. Să știi publicul pe care l-ai, targetul de vârstă, targetul la care te adresezi. Și sunt mulți oameni care s-au rupt. Nu zic că sunt și oameni ok în agenții. Chiar cu atâta mai mult îi apreciem, știi? Dar e o ruptură între oamenii care iau decizii acolo și ăștia de jos. Și asta cred că e valabilă inclusiv în politică, știi? Adică îs mulți acolo în politică care cred că ei știu decizie, dar ce treabă cu realitatea, cred că tă cu făină și ulei. Nu mă, faci un live și te-a pișat, știi? Te-a face mai multe vizualizări, știi? Da, corect. Și uite, ajungi și în marginea acestui subiect. Crezi că avem noi ardelenii în general o problemă în a trece munții cu ideile? Nu știu, e o diferență între... mentalitate, nu știu să zic mentalitate, abordare. Da, suntem cumva diferiți, cu siguranță. Știu ardeleni care au mers la București și au ajuns foarte ipocriți și am știu ardeleni care au mers la București și chiar au reușit să-și păstreze valorile. De exemplu, eu pe doi ardeleni care au reușit să-și păstreze valorile și pozițiile, Laura Andreșan și Raed Arafat. Ok. Raed Arafat era din Târgu Mureș sau ce? Din Târgu Mureș, okay. Din Târgu Mureș. Klaus Iohannis? La Sibiu. El e la limită. Asta e, nu, ai dreptate, că și aici, până la urmă, indiferent de zona geografică, tot calitatea umană contează, da? Da. Ca să-ți ajungi tu să-ți impui ideile de aici, din capitala provinciei, în București, e
Noi avem multe calități, avem și defecte. Mi se pare că suntem foarte orgolioși, noi ardelei, atât suntem de orgolioși. Defecte avem cacalău. Dacă cu nouă ne-ai greșit, cu mine ai terminat-o. Da, nici... În sud, la București, te pupă. Când are necaz, te caută. Bă, putem face bani, da. Bani, piciorul, hai să facem bani, dă-i încolo de orgoliu, știi? Și strugată, suntem prea fixiști, într-adevăr. Suntem mai regiți pe chestia asta. Asta simt eu. Simt, îmi place un pic exuberanța aia de București, mi se pare un pic de Istanbul, de Atena, de... Fanar. Da, mai o mania, știi? Aici, dacă te duci pe centru, numai hipsterime care... No. Ne-am și hipsterizat, mă, las-o încolo. Deci, ție-ți place Clujul? La soacră mea nu-i mai place Clujul. Am scos-o pe varianta aici, în Zorilor, știi unde s-o... Frunzișului. Da, ce părere ai de monștri? Trebuie să mergem cu o dronă să filmăm. Da. Deci, în spatele Lidl-ului s-au construit vreo 8 blocuri la mari. Imense. Grand Hotel. Prietene, Frunzișului, varianta Mănășturi, Zorilor. Ah, da, și Wings-ul e acolo și ce mai e. Wings-ul e fain făcut pe stânga, dar... O grămadă. Extraordinar. Da. No. Ce facem? Și ni se propune pe de altă parte metrou, nu? Da, am înțeles că metrou nu mai e la modă. Crezut mult timp că e la modă, nu mai e la modă metrou. Ce fac? Îi zic lift orizontal sau cum? nu-i pot cu metrou, că e metoda 1880 în Londra, știi? Trebuie să ne mutăm spre ceva mai nou, biciclete. Sau biciclete. Da, că se promovează bicicletă și trotinetele electrice din urmă. Dragi urmăritori. Spectatori și urmăritori, că de aia l-am adus, că e cu cuvintele la el, deși din alte părți ale țării. Acum punem un pic pe tapet problema Clujului. Dacă nu vă place, comandați o pizza din Florești. Schimb până la minutul 35-64. Un vin de la Upside, de la domeniile Ciumbrud. Da, aici, Mircea, dragă, tu, cum să zic, tu ai fost un apărător, promotor categoric al Clujului și așa. Ai și tu măcar 10-12 ani de Cluj, că aici ai făcut facultatea. Cum îl găsești? Cum îl regăsești Clujul? Ce să zic? Păi nu, la început vii de la Beclean la Cluj. Yo, ce șmeac, ești așa din Cluj, ăsta e băiatul, șefa baroului, ăsta e, nu știu ce, știi, ai complexe, știi? Ai complexe. Colegi grei. Da, colegi grei, mai la drept, nu știu ce. După aia încep, te împrietenești cu ei, de treabă... După aia te bucuri. După aia le porți chiloți, dacă ești corect de cap. Nu, la început ești fascinat, așa? Da. Și acum, într-adevăr, în ultimii ani, suntem genul de oameni care avem pretenții, clar. Nu mai suntem de acord, numai gen... Este. Faptul că nu vine un interop senseară de taxă de protecție nu ne-a ajuns pentru noi. Vrem ceva mai mult, știi? Și vrem ceva mai mult în momentul în care vezi mediul privat. Bă, mediul privat îi țiplă în Cluj. Adică sunt multe. Adică începând, nu numai zic că festivalul este așa, un clișeu, dar multe chestii care stare în Cluj. Deci oameni în mediul privat care fac chestii. Atunci cumva, vrei, nu vrei, ai pretenții și la administrație. Eu știu că în administrație e tot o inerție, că nu e greu, că dacă până am 20 de ani la alea am dat salubritatea, nu putem să schimbăm. Dacă la alea am dat și sunt conștient că e greu să faci chestii. Și revenim la clipurile cu primarul, nu? Da, e un cerc... Dar avem pretenții și nu, oamenii care au pretenții primesc. Știi? Da. Pentru că merg la vot, ne punem... Uite, și după vot iar o dăm în hipstereală sau în ce? Oare la ce te referi? La ăștia care sunt coaliția acum, adică ce se întâmplă, tată bun? Poate, într-adevăr, nu sunt cei mai tare oameni, dar de cel mai bun decât Dăncilă, poate. La ce? Adică, totul am întrebat, știi, ce am simțit cel mai grav în perioada respectivă cu PSD-ul? Bă, erau interlop pe stradă, deja mă abordau interlop. Eu știu că vor recursul la compensatoriu, toți infractorii erau liberi. Erau câteva mii. Bă, eu personal, ce am simțit eu? Nu era eu, în siguranță. Bă, eu meram pe stradă și erau infractorii lângă mine. Că o fura, că nu o fura, nu știu, dar eu m-am simțit în pericol știu că prin 2019, așa. Nu știu, s-a anulat, dar, nu, știa, într-adevăr, fac o grămadă de mizerii, știi? Așa e politica. Dar noi trebuie să venim în 0,5% mai bun. Îți cu 0,5% mai bun decât anul trecut. 0,5%. Ca în 20 de ani să fiu un 10% mai bun. Asta au făcut și cursuri de marketing. Cum de nu te-ai mutat la București? Nu, Nicu. Corolarul acestei discuții. Cum de... Cum de mutat la București? N-o vrut Ilișoan. N-o vrut Ilișoan. Gen, bă! Ne mutăm la București dacă e cazul. Cu cine? Nu stăm aici. Cristian, e clar partea mea rațională, știi? Adică eu aveam nevoie de așa ceva. Știi minte că am început proiectul, făceam farse și ții minte că stabileam la ora respectivă, mergem și nu știu ce. Și ții minte că am ieșit în club, m-am îmbătat ca un porc și a doua zi m-a sunat să-mi răspuns, bă, no, penalizări de alea, nu știu ce mi l-ai făcut. Și cumva, mai ales genul meu, eu am nevoie de chestia asta, am nevoie de, știi, mă trezesc, nu stau. Adică motivul pentru care azi am avut o ședință de la ora 9,
N-am vrut afară să stau, să mă văd cu prieteni, să beau alcool sau ceva, ca să fiu bun astăzi, să dau un randament mare. Și o mare parte, bă, ca să contribui, știi, să nu vadă Cristi că-ți vardă, știi? Nu-i nevoie de chestia aia. Și bă, fiecare... n-am idee, dar măcar îți luci. Și cred că fiecare, eu aplic chestia asta în mai multe domenii, se numește, cunoaște, un grup de accountability group. Adică ce? Bă, vreau să mă apuc să, nu știu, să învăț germană. Nu, facem un grup de tripartite, toți vrem să ne apucăm, eu de germană, tu de ceva, tu de ceva. Și ne zicem fiecare care e planul, pe să ne vedem iară, nu mergea, ai făcut cea germană. De jena aia, ca să nu par penal, trebuie ceva, să, ceva faci. Trebuie știi? Să zici ceva, știi? Da. Și bine că în fiecare domeniu să ai ceva, inclusiv într-un proiect. De asta proiectul nostru cumva a funcționat, că gen, îți mai mult, știi? Deci gen, nu poți să fii o lauză, să stai, nu, dă-i pace, știi? Iară meeting. Știi? Nu, așa am fost motivați din start și într-adevăr, Cristi a fost unul din motivele pentru care n-am mers la București. Dar dacă gândești rațional, ai foarte multe beneficii. Ai multe beneficii, începând de faptul că se întâmplă filmările. De avem 3 filmări pe săptămână în București, n-am fi putut avea. Unul într-o parte, unul în alta, e stilul ăla de București. E greu să adun și actorii. E greu să adun și actorii și mai greu să le impui stilul tău când ei o să obișnuiesc cu total alt stil. La Bravo e nebun, ia-s pe grabă, nu știu. La noi numai stilul ăsta îs puține filmări pe lângă noi în Cluj. Îs cu siguranță, dar nu așa multe. Și atunci noi pe noi am obișnuit în stilul ăsta, știi? Bă, lucrăm așa, se face repede, se întâmplă. Și știm că treaba iese și știm... Și asta e principal. Și un confort mental, adică știi că aici de ce am nevoie mi se întâmplă și în timpul ăla și da, nu încurc pe nimeni. Și un principiu al internetului e descentralizarea. Aia înseamnă că eu, dacă sunt copil țăran din Videle și întorc fânul, pot să am cel mai tare vlog din lume și Donald Trump să uite la mine. Eu sunt carismatic. Deci e inutil să te duci la București. A te duci la București înseamnă să faci jocurile alea. Te trebuie particip la evenimente, să vorbești. Să fii monden. Da, să fii monden, ești plăcut. Dar ideea e că mai sunt ce facem noi, modul ăsta, în momentul în care devii monden, devii relevant. Pentru că tu nu mai știi cum te comporți cu muncitorul, cum am zis, cum te comporți cu iubit. Adică chestii relatable pentru omul de rând. Dacă te-a pus să faci vloguri despre, adică sketch-uri despre cât de greu e când ești celebru, nu ți le distribuie nimeni. În momentul în care faci vloguri cum te ceartă bunica că nu mânci tot din farfurie, îți virale, știi? Și atunci ăsta e cumva scopul nostru. Adică, bă, când ajungi în vedete, te-am dus pe pulă. Și ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care n-ai mai fost... Știu că ai fost semnat cu... Global. Nu, pentru etapa respectivă a fost foarte bun. Deci chiar ne-au... E prins etapa de 3 luni numai, că... Nu, am fost un an cu ei, știi? Un an cu ei. Și cumva ni se părea că e un domeniu de creație. Ce am în creație? Că eu explicam la Glober de ce am pus chestia aia. Și el după aceea se explice la ala din agenție și la din agenție la client chestia aia. Că o zis că de aia. Aia, dar de ce nu așa? Mișa, de ce nu așa? Hai mai bine, puneți o parte și vorbim noi direct cu ei, știi? Pentru că nu, creația aia nu e ca și cum, bă, făm un tricou. Ce l-am făcut, mărimile-s bune. Nu, nici ca să faci un tricou school wear, îți ia mai mult decât a zis. Eu cea bravo! Momentul sponsorului. Continu. Da, e mai sensibilă chestia asta și le explic cam din prima la clienți care vin. Că dacă nu merg, nu știu ce. Bă, fie aici. E un contract de încredere, știi? Adică tot ce am făcut noi, îl vedeți acolo pe pagină, n-am ascuns nimica, știi? Că n-are rost să facem, că o să fie nevoie de încredere în proiectul ăsta, știi? O veni client la voi după ce ați făcut un spot să zică, bă, nu mi s-o meritat sau... Na, nu, da. Nu meritați să fac reclamă cu voi. Deci ce ți-a venit? Nu. Ce s-a întâmplat? Am avut clienți care au venit și au spus... Da, uite că n-am vândut atunci. Am spus, bă, nu, uite, îmi pare rău că noi din start nu le explicăm. Aici vreau să ajung. Chestia asta, că gen, nu, că mulți văd ca și dau lovitura pe noapte. Iau bani, fac un clip cu Bravo și m-am scos. Și nu, dacă înțelegi un pic cum înseamnă ce înseamnă marketing, nu-ți băga tot bugetul într-o singură chestie, știi? Tot timpul dau exemplu. Tu dacă auzi dintr-o parte că Andreea e curvă și din altă parte că Andreea e curvă, e clar că e curvă. Nu te mai ești, bă, am aflat din două părți sau din 10 părți. Andreea e curvă. Dar trebuie minim două părți. Așa și la noi. Faci clipul cu noi, fă niște ad-uri, alegeți alții influencer, fă ceva și atunci informația merge din două părți. Eu, dar știu brandul ăla că am mai văzut cooler și la Bravo și acolo. E bun, știi? S-o calificat, știi? Dar ce s-a întâmplat pe termen lung au fost oameni care zic după aia, nu mă, că de fapt ne-a ajutat, știi? Adică e o chestie branding, noi nu oferim vânzare directă, știi? Nu poți merge la acolo, zici, no, mi s-au meritat banii care am băgat în Bravo, mi-a crescut vânzările acolo. Nu, e o chestie de branding pe care o dezvolt, știi? Aici aveam să și într-o oarecare parte și lăutărie, știi? Pentru că ca și cum gen, bă, zici de firma mea, că dau, da? În mare. Bravo, dă-l și la noi. Să vină la băiatul ăsta mică și-a făcut și el firmă. De... Da, și să o aducă și pe, cum o cheamă? Tot Renuța. Pe Gagica. Da, doamna.
Nu, no, adică poate să fie chestia asta, știi? Adică tu ca influencer, până la urmă, ce le vinzi oamenilor? Că, ok, vinzi niște numere, dar da. Cum numerele ce înseamnă? Sau cum le transferi? Să fie, nu știu, un bani, în ce? Fie atent, nimeni, fie atent, nu poate să-ți promită nimic. Fie că e radio, fie că e TV, fie că e banner. Deci, cam un banner outdoor cu noi, știi? Da. Sau o reclamă de TV. O reclamă de TV cu noi nu se compară. Adică noi putem spune câți oameni s-au uitat până la secunda X, cum s-au uitat până acolo, oamenii distribuie pe pagina lor, oamenii comentează, explicăm că oamenii o să devină mult mai apropiat de produsul lor, știi? O să facă engagement cu produsul lor, o să comenteze și deci oferim o chestie gen tu distribui reclama respectivă, știi? Adică conceptul de reclamă e din prea să respingi, știi? Asta, tu distribui chestia asta. Asta le oferim până la urmă, știi? Bă, crezându-le. Bă, nu știu, că de exemplu fac reclamă la cancer. Bă, da, promis că lumea o să iei cancer. Bă, nu, că produsul e rău, știi? Sau, bă, dacă pe nu știu ce site fac nu știu ce vânzare și intri pe site și varză. Bă, eu pot să te duc până pe site, dacă site-ul tău e varză, n-am cum să-ți fac. Dacă nu găsești butoanele pune da. În coș. Știi, adică eu n-am cum să fiu responsabil pentru tot parcursul da, da, da. Tău, știi? Adică eventual ia-ți o agenție care să-ți facă și platforma și toate chestiile respective. Noi ce putem să generăm, într-adevăr, milioane expunere de vizualizări. Expunere și da. Oamenii se audă de voi. Da, da. Și tu să știi ce să faci cu milioanele alea, nu? Da, da. Și cum să le gestii. Da, da, pentru că ce se mai întâmplă? Poți să-ți faci o firmă, ai o firmă mai mică, bun, faci reclamă și 1000 de oameni te sună. Și tu nu poți să faci față la comenzi. Da, da. Bine, mă, dar pe asta nu face. Și l-ai omorât, știi? Deci, trebuie cumva să știi să gestionezi chestia, nu numai gen faci și pa merge. Da, bă, tu de unde te inspiri? Sau văd că deja e, cum să zic, ești un guru. Adică emiți niște axiome, adică ce spui tu, eu, cum să zic, noi suntem la început, zi bă. Suntem la început de drum, dar ne le putem. Noi încă nu știm să facem... Bine, mă, hai să, măcar să o facem haioasă, dacă nu să o monetizăm. Ai modele... Ce modele ai tu, Mircea? În online? Până la urmă. În viață, în general. Viață. Că deja și tu ești un model și da. Trebuie să spui că și aici e un lanț trofic al modelului. Cu siguranță sunt copii acolo care zice, bă, vreau să fiu ca Mircea Bravo. Da. Nu, Doamne ajută, copii... sper să vadă numai partea bună. Cum minți? Dar păi până aici numai partea bună. Nu, la început de aia am avut, cum mă ziceai tu, de Remy Gaiar și anumiți, cine mai era care... Era Vitaliu, nu, Vitaliu. Care făcea farse, știi? Acum am văzut că Vitaliu și-a făcut ceva separat pe site-ul lui și face și așa porno-ish. Da, da, bine tot timpul. Adică plătești ca să nebunia, vezi. Nebunia cu prankster, o grămadă în America da, da, și... Da, 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 prank. Julian iar mai era, sau nu știu. Mă hrănea chestia asta, știi? Nu, și erau... Am avut izoli respectiv, dar după aia, cu timpul, mi-a dat seama că nu, mai ales că... Ce se întâmplă, în România se copiază foarte multe idei din afară, mai ales idei din America. Hollywood-ul pentru noi un reper, mă rog, Hollywood-ul, America, știi? Și vlogger copiază. Ce nu-ți dau seama că atât de savuroasă în România, câți cocalari sunt în România, câți paradoxuri, încât tu poți să profiți de chestia asta. Exact, câte personaje, poți să profiți să faci clipuri aici, știi? Și atunci e foarte greu să copiezi din afară. În ce privește chestia asta cu să ai un idol sau cea, gândiți-vă că s-a schimbat algoritmul la Facebook acum 3 luni, știi? Nimeni nu știe mai Facebook-ul. Ți-am zis să te ocup. Și tu știai înaintea lui. Nu, ne-a apărut, am zis că nici s-a schimbat vizualizarea. No, bun, ce se întâmplă? Și acum învățăm. Căutăm, gestionăm. De asta e foarte greu. Adică, eu cred că în online încă nu există expert. Dacă expert înseamnă 10.000 de ore, acum ar fi primii care sunt experți. Că e o lume în transformare, în continuă exact, transformare. Și așa cu Facebook, cu story-uri, cu de-astea, adică când în story-uri, de prin 2016. Cam așa. Sunt 5 ani, știi? Adică nu poți să vină la mine unul de 70 de ani ca la medicină sau ca la fizică cuantică. Îți adică, spune-o, Mircea. Pe vremea mea, tu te mă, că ești irelevant, știi? Adică da. Tot ce îi, adică oameni care... De ce ascult cei mai mulți oameni care au testat? Bă, eu am o pagină de Facebook, am postat, mi-au luat hate, eu pun story-uri cu mine. Oameni care încearcă, oameni care riscă, da. Știi? Și îți vin foarte mult. Săptămâna vin la mine oameni care mă întreabă, bă, nici vreau să mă apuc și eu de ceva. Apucă-te mai întâi. Prima regulă e regula lui Nike. Just do it. Just du-te, fă. Ăștia nu e sponsor. Dar luați de la scooler, atât de pizza și de dacă deja e prea... Așa. Zici și negruț, chirogravură. Hai că i-am băgat pe tăți. Mai am ceva, dar la finalul emisiunii. Sigur, emisiuni. Mai e pe sănătate nimeni acolo pe listă. Mai am, dar nu zic. Upside down. Deci de cercat. Cred că ți-ai băut porția pe luna asta. Bă, știu că pare că sunt le digera acolo. E cam bei. Mai să mai spui. Ți-am zis să fie algoritmul asta. De la YouTube am văzut că s-a schimbat recent. Acum încep să facă și ei să promoveze video-uri care sub un minut. Da. Că-s concurență cu TikTok-ul și cu Instagram-ul. Uite, la nivelul ăla, nu știu. Știu ultimele schimbări, știu de anul trecut la YouTube, când au schimbat click-through rate. Click-through rate înseamnă momentul în care tu vezi o chestie și dai click. Da, da.
pe după aceea am dat-o pe retenție, adică cât timp stă omul cât pe clip. Sună. Și acum am schimbat-o pe faptul că omul revine. Omul revine. Da, pentru că ce se întâmpla, se făcea o glare de clickbait-uri, intrai, stăteai și la final era dezamăgit, știi? Și asta o influența și CPM-ul de la YouTube? Sau numai... CPM-ul înseamnă... Scuze! Un podcast tot timpul, uite, ca regulă să vorbești. Ok, ai zis tu CPM-ul. Banii! Vladitare. Câți bani îți dă pentru 10.000 de vizualizări? S-o schimbat sau ai tot aceleași? Sincer, nu știu chestia, nu cred că l-o schimbat, cred că a rămas la fel, pur și simplu se distribuie altfel, știi? Mm-hmm. Înțeles. Dar și acum e important să revină, ca omul să revină, la clipul tău. Dacă ai pus o mizerie în care l-ai ținut, l-ai cumnat 10 minute să uite și fapt a fost un fail, a fost o minciună. Deci s-a trecut de la breaking news la de fapt la urmărire. Da, la pentru că s-a cocalarizat tot. Ia manelele acum sunt top. Da, da. Trending-ul, mă, apropo, uite că eu nu știu multe, dar și câte... Și asta am vrut să zic și am uitat. Domnule, la podcast trebuie invitatul să iasă în față. Deci vorbiți voi. Eu, tot timpul, asta e defect de scenă, de stand-up comedy. Și tu ai avut o tentativă cu stand-up-ul. Da, da. Ai avut unul mare, caritabil. Cred că trei show-uri am avut. Unul l-am avut, știu că era după 2 ani deja de când făceam video-uri. Ai avut la Cluj, clar. Da, nu făceam bani și am zis, nu, stand-up, nu știu. Cum mai deci, fac bani? După 2 ani... Nu făceam bani. Adică făceam bani gen odată la 3 luni prindeam un contract de 300 euro, să zicem. Cam așa. No, și țin de că am făcut show-ul respectiv. Nu era rău. Am făcut un show, am zis, bă, show, cum facem? Întreg, nu, show întreg. Și am făcut, m-am urcat pe scenă. Nu știai când ce bani. Știu că același Cristi Lișoan, sper că sughiți, mă. Acum, bați covoarele în feleac, nu? Poate la o tradiție îl chem și pe Cristi, îl chem pe Cristi invitat la cumeu. Plus că astea e fi altfel, știi că te-l mai mă cheamă pe mine, pe Cristi nu-l cheamă, e tare, e mai păi așa. Nu, numai Striblea, Pândaru și aia grede la Digi sau ce, mă rog. Da, Striblea a fost, da. Așa, și cu stand-up? Am fost cu stand-up-ul, l-am făcut, a fost, aveam niște pretenții mari, cred că a fost delivery-ul mediu, nu. Da, ai vorbit cu alți stand-up, bă, ziceți-mi și mie cum fac, cum dau gletul ăsta, dau rost după aia, ce de fac? Asta e că eram la Cristi și știu că era cu foile, îți listase materialul și el zice, e destul de bun, dar se uita la mine și zice, așa e că e greu să fac stand-up. Cristi are așa o doză, dar o să vorbim cu el, că l-am invitat. Și am mai avut două show-uri la Balul Bobocilor. Aia au fost pentru mine două. Deci la Balul Bobocilor ce se întâmplă? Nicu știe foarte bine și pentru oameni, la Balul Bobocilor oamenii sunt pe stimul. Gen, ioi, Maria s-a bătut cu Ovidie Mihai, l-a dat peste fund și de la astea. Adică e epic fel. Adică e mai tare când vezi pe un prieten că pică jos. Nimic să o compară cu faptul că vezi pe un prieten că pică jos. Că e relatable. Și după ce e atmosfera aia tăți hiper excitat, strigă, dans, nu știu ce vine. Și acum vreau să vă spun că eram în 2004 și zic că tu mi-a rapid, eu fă-mă să râd, fă-mă să râd, știi, cocaină, știi? Și n-ai cum să-mi faci oameni, știi? Că e vor stimul, putere, știi? Nu mai zic o dată, cu vocea joasă, cum ai zis-o? Și acum în 2004 eram la mine acasă și vine maica la mine, știi? Nu, n-ai nicio șansă. Doamna, mă! Mă, tu mă, știi? Și au fost două experiențe care într-adevăr te-o consumă. Așa am înțeles despre ce e vorba. Deci stand-up-ul se face într-un mediu în care omul gen plătește bilet, vine să te specia la tine, da. Nu că gen, iau bere, mânc sănță. Ha, ce-a dus? Aia, Bitcoin, de prof, am avut și-o de Bitcoin, am avut de Bitcoin. Ce că e? Știi, adică e foarte greu, e o chestie grea și cumva eu am văzut limitele, că i-am văzut noi limitele în genul în care da, tu ai confortul să-ți faci un video care să fie o chestie scalabilă. Bun. Scalabilitatea. În toată țara. Un alt termen din... Trebuie să... Știi, voi ați spus, la școală vocabularele. Expresii frumoase, ne notam noi. Caiețelele alea micuțe, da, cu dungă roșie în mijloc, știi? Da. Și făceam și ierba și așa. Deci vocabularul Mircea, bravo. Scalabil, scalabilitate. Scalabil, scalabilitate. Spune, nu fie greșit cuvântul. Scalabil e bine, dar scalabilitate. Venet ai plătit. Scalabil e, dar scalabilitate nu știu sigur. Dar uite, ziceai că cu reclama, cu da. Sketch-ul e mai con. Nu, dar tu ai început să ieși pe străzi, să da. Mergi. Care tot un soi de stand-up. Da, nu? Teoretic în televiziune stand-up se numește când ieși să iei vox-uri. Exact. Da, bine, dar tu faci mai mult decât vox-uri. Bine, e controlabil prin montaj, că nu le dai la primă mână, dar totuși pentru a avea rezultatul scontat, trebuie să ai o prezență de spirit, care e similară cu cea de care ai nevoie într-un spectacol de stand-up comedy. Atenția distributivă și așa. Am văzut că în ultima dată ai descins la...
La cine oare? La minoritarii din... Da, în Bratei au aflat niște comunitate de români. Locul ăla Brateiu, deci e renumit pentru așa ceva. Da. Spoitingirii... Acolo am avut timpul de 2%, restul vorbit omul singur. Extraordinar. Da, omul e foarte tare. Foarte da, vorbea tare. Foarte fain. Da. Și... Vezi, fiecare loc, fiecare personaj răufamat sau așa, are farmecul lui dacă știi să-l... Și eu, uite, el, exact asta zicea Cristi. Niciodată nu se poate zice omul chestia asta pe la televizor. Nu. Pentru că la televizor vii frumos cu camera. Adică, sau cum... Nu vii eu... frumos cu camera la da. Televizor. Nu vii frumos cu camera. Sau mă rog, da. Așa, dar voi ați venit, cum? Am mers, i-am pus la masă eu cu Cristi, doi oameni. Și Cristi a scos o DSLR, nu știu ce, filmează, face poze, nu știu ce. Și am început să vorbim. Și vorbeam normal. Asta. Ne puteam mișca, Cristi venea după noi, nu gen, stai să reglez, nu știu ce, să reglez. Să fac albul, pune la blenda. Da, dar tu nu din prima ai fost așa, că ți-o luat ceva timp până să te obișnuiești cu camera. Acum toată lumea vrea să fie influencer, nu se mai face nimeni avocat și doctor, tot vreau să fie influencer și pe internet. Ți-a fost greu până ai trecut la nivelul ăsta în care, că mă filmez că nu sunt aceeași persoană, mi se rupe. Că eu acum am emoții că sunt fața camerei. Da, eu cred că trebuie antrenament, cred foarte mult antrenament și când am început proiectul ăsta, asta îmi plăcea mie să fac, mi-a plăcea foarte mult să merg pe stradă, să vorbesc cu oameni necunoscuți. Și dacă faci chestia asta de foarte multe ori, dezvolți niște abilități. Îți dai seama exact cum e Nicu la stand-up. Simte cam cum e publicul, ce funcționează, ce nu. Exact aceeași chestie, știi? Și cumva în proiectul ăsta cumva ne-am îmbinat, pentru că, hai să fim sinceri, partea de cinematografie asta cu clipulețe e mai mult al lui Cristi, eu sunt actorul, el regizorul. Partea asta de ieșit pe stradă și așa e mai mult a mea, știi? Atunci amândoi ne luăm, suntem satisfăcuți. Știi, amândoi ne hrănim ce avem nevoie să ne hrănim. Era odată la zilele orașului, când erau zilele Clujului, știi? Da. Și se, cum să zic, cu lume, nu cu fără mască? Online. Și, da, fără mască. Cred că acum sunt 3 ani. Și erai cu Cristi cu un aparățel mic pe după tine, tu acolo cu microfonul vorbeai despre... Ca să revenim la Clujul nostru drag. Da. Și lua interviuri, cum vă place, bineînțeles, că erau concerte, era frumos, lume, terase și așa. Și apropo de asta, de dezinvoltură, eu eram cu ăla mare, care era atunci mic, și el vine, salut Nicu, ce părere despre zile Clujul? Și eu, de la televiziune, știi, eu ies din cadru, știi, să ies eu să nu se vadă copilul. Da, deci Mircea, bineînțeles că nici nu m-or băgat la... Că nu eram natural. Acum ne vărsăm frustrările de asta fapt, la... De fapt, noi de aia ne-am făcut podcast ca să ne facem video-uri cu tine. Cristi responsabil. El e genul care le taie. Care, da, da, cu tanti Lenuța, că vorbisem, da. Iar cum v-ați cunoscut? Că știu că și tu ai făcut la Luc, nu? Da. De fapt, ca să... Opa. Cine a descoperit-o pe tanti Lenuța? Eu nu-s rusul. Bătaie. Nici măcar. Deci Nenea Sandu, Dumnezeu să-l ierte. Deci, prima dată ne-a dat tanti Lenuța, când ați filmat prima oră, pe rala la un moment dat a venit niște idei de muzică populară. Da, ea începuse cu TVR Clujurile, cu hai să ne arătați costumele populare, că ea, mama dânsei, Nona, ea avea un umor britanic. Da. Ai văzut ce am așa. Și ele două coseau, țeseau mult. Și bineînțeles că venind... cântăreții de muzică populară venind afluența asta de Etno TV, Cancan, nu știu ce, toți veneau pe o cătrânță sau nu știu ce, și cum era tanti, și îi tanti Lenuța bună de vorbă, păi haideți, le făcea niște plăcinte, le dădea nu știu ce și până la urmă s-o trebuie, bă, da, hai, nu punem și o cameră pe dânsa. Și, tipul ăsta care e la declic acum, cum îl cheamă Dumnezeu? Antonio. Bumb. Da. Deci el o cristalizat treaba, după aia am preluat noi în Tonic Show în 2012 până în 2013-14 și cum zic ne, cu tanti Nona, deci făceam triul, băgasem și pe domnul Sandu, fie iertat. Da. Deci i-am furat Nicu pe tanti Lenuța, să se știe. Ionuț Rusu, pentru asta Libiamo. Noi am zis că și perioada nu era strălucită în televiziune atunci, dreptei, ție nu-ți mai pun, nu, că faci urât. Poate să mă duc. Să rostogolește. Și noi am zis că luăm o pauză ca să vedem care e treaba. Murise tanti Nona, cum zic, și am zis să vedem ce se... Până am văzut ce se mai întâmplă, ni s-a întrerupt contractul, vezi, la TV și vezi... Aici e chestia ce a zis Mircea. În TV te bazi de multe uși ca să realizezi un proiect pe care îl vrei. Până v-ați stă fofolii voi dacă mai faceți cu tanti Nona, au venit Mircea? Doamne ajută și pe domnul Sandu, pe Nona să-i odihnească și la Lenuța, tanti Lenuța și nouă să ne dea putere. Asta zic eu, că deja tu ai avut
Deja tu erai viral când ai ajuns la Tanti Denuța. Era încă de cât, adică făceam și viral. Și iar în urma unei ședințe ați, da, da. Na, și un lucru, un cuștig foarte mare. Da, Cristi a văzut, a spus: "Bă, Tanti, adică da. Băbuțele din Cânteni și Băbuțele, da, da, puteai filma cu ea." Deci, la, da. A fost. Și bine, tantile, nu ți-ai și avidă de cameră, da. Ploci, deci merge pe lângă text, da, are expresiile cultivate de dânsa pe care le bagă, absolut. Și în momentul în care avem mai multe filmări într-o anumită perioadă, devine din ce în ce mai bună. Cum am făcut pauză, era simțit-o. Și am făcut ultima filmare săptămâna trecută, o dura vreo 4 ore. Aia, cu tractorul, cu tractorul, mers greu, mers greu. Și pe final am văzut cum... O reînflorit, știi, și deja dădea. Atunci, dacă mai aveați încă o reclamă de făcut, atunci, da, era încălzită și, da, mergea la așa. Nu v-a fost frică că acum o să fie haterii, că nu, uite, bă, Mircea, de-abia s-o stâns din fost, viață, domnul fost, Sandu, repede, vă, ce-ți reclamă. A fost o chestie greu de gestionat, adică era gen... No. Am sunat fiul ei, că nu, a murit domnul Sandu, bă, să mor, deci știu ce faci, facem cancan, zicem, nu, este genul să... Nu pun, să nu pune nimic, dar gen, bă, pentru oameni chiar e important. Deci oamenii chiar îi, ce faci în antilență? Cum e domnul Sandu? Știi? Și cumva am pus chestia aia cu domnul Sandu, un video în care am anunțat despre foarte el. Foarte frumos realizat, l-ai și, văzut și tu. Cumva au fost și, au zis, am vorbit cu băiatul în antilență, un video și a spus, uite, vreau asta. Bine, dacă tu vrei, cumva era mai împăcat că nu a fost... Nu, n-am vrut eu chestia asta. L-am pus și pe am făcut efectiv un video care am mers cu tantele așa, am povestit cu ea. Cum sunteți și cumva... Cum pe ea se vede că îi place chestia asta, da, și o scoate din rutina, din aia. Rutina aia și mai uită de ce... Mai uită și cumva am făcut un vlog în care cumva am stat cu ea și am văzut lumea că, bă, suferă, că hai să fim ipocriți, suferă. I-am pus la masă, da, mergem mai departe, o să vrea să mai filmăm și atunci, nu. Pentru că viața oricum e scurtă. Da. Și de ce să nu o facem frumoasă și veselă? Și tanti Lenuța are capacitatea asta. Da, și tot timpul explic să înțeleagă câtă lume, poate e mult spus, depinde. Dar ține la ea, știi? Adică gen... Da, categoric că s-a creat o legătură. Da, da, da. Se vede și din comentarii și nerăbdarea asta oare cu ce mai vine și după aia grija, dacă nu, da, apare, ce-o fi făcând. Fii serios, da, adică... se regăsește în fiecare bunica, fiecăruia. Și fiecare oricât, e la rândul lui nepot sau nepoate oricât și așa. Oricât hate ai avea, adică gen, nu știu, ești criminal, în sine, tot ceva, știi, cumva trezește în tine anumite chestii. Cumva empatizezi. Empatizezi. Da. Și ai niște comentarii, te gândești, bă, adică dacă îmi zicea cineva cu 10 ani, nu știu, ceva pe online, din lumea e liberă să zică numai din alea, bă, nu crezi, știi, adică Tanti, să vă iubesc, mă gândesc la dumneavoastră, nu știu ce. Dar ea se uită? Mai am momente. Se uită pe YouTube? Nu se uită pe YouTube, că e sătul la asta. Deci aștept să mă dea la televizor. Și când mă duc, încerc să explic. Mai sunt și zic, Tanti, că am vorbit după ăla cu tractura a doua zi. No, ați văzut câtă lumea vă iubește. Da, o mers bine? O mers bine. E în trending, l-am văzut pe culiță. Câtă lume s-a uitat? Vă 2 milioane. E bine 2 milioane, e foarte bine 2 milioane, știi? Avem 100.000 de like-uri. No, păi cât tata bisița? No, bine. Deci trebuie să te raportezi la ceva ca să... Apropo, poți să faci un top al personajelor pe care le-ai lansat sau ți-ai... propriile tale creaturi. Adică mai degrabă... Tanti Lenuța, cum ar fi... Păi Tanti Lenuța e o persoană specială. Cred că ai zis, mă rog, într-un video, ai pus poze cu fiecare personaj pe care le-ați creat. Da, de ce? Și tu erai pe acolo. Nu uita de tine. Erai acolo primarul, cu ăsta nu mai facem. Și auzit în spate. Câțca. Ai o... Cum, clasament? Adică, nu un clasament, cum să zic, așa, abia aștept să filmez cu, abia aștept, adică sau... Adică chestii la nivel personal, nu? Da. Eu cu am o relație așa cumva, gen, o dăm acolo, e un nerv acolo, unde avem pe ce lucra, așa, și ui, când ne ducem, până la clipul cu Nicu. La Nicu am râs urat trecută de m-am putut opri, știi? Iar a fost. Și până aceea am avut un singur clip cu Cucu, când mă puteam abține din râs. Am avut, poate știți, clipul, făcut o conferință de presă când prezintă un muncitor ca și cum ar fi un nou jucător de fotbal. Și Cucu era gen nou muncitor. Știi? Adică atât de rar găsești un muncitor acum încât faci conferință de presă. Am găsit muncitor, știi? E și, o temă, da. Știi? Și era gen... Da, mai multe vă poate spune Gigi, știi? Că eram impresarul, știi? Yo, Gigi. Prietenii mai spun și bă, Gigi. Și la data mea scotea niște onomatopee, că era, știi cum fac fotbaliștii duble cu mingea, știi, o operativă. Și l-au făcut și făcea cu ălea, facea. Și știi că am stat vreo oră până am filmat, că tot râdeam, știi, și nu, mi-era greu, știi. Și cu Nicu am zis tot ura trecută la clipul care îl pune în joi, că a fost...
Clip, l-am pus joi deja, ați râs, nu? Să vă uitați că am pus clipul Nicu Bendea. Se vedea că Nicu era nejucat de mult, știi? Deci Nicu avea acolo energie de el. Au venit, da, astăzi au venit instalatorii. A tot vorbit, văd că ești nevorbit. Noi ne chinuia să punem camere și să filmat, am fost nevorbit. Acum subfinanțat. Da, totul e bine. Dădea Nicu de acolo energie. Da, din deci, tot, da, a fost frumos. Chiar îmi părea rău să nu, da, da, să nu apară. Și asta zic, că e frumos și scenariul și scriptul. Da, da. Dar apendicele ăla al comediei care iese, știi și tu, spontaneitatea. Da, până da, la urmă asta e. Și asta e o chestie pe care nu, uite, asta e meritul, unul din meritele lui Cristi, că e regizor gen, nu gen, regizor facem cum vrea eu, știi? Că poate, eu îl văd pe Nicu să roce cam așa. Și ai venit atunci la noi, prea când am filmat, și am venit cu atât altfel. Bă, omul se simte bine, eu râd, doamne, că asta e. De bătaia, un regizor era, nu Nicu, fii așa. Și aici iară, că suntem de aici din Ardeal, de unde putem să ne adăpăm de la o roză de ciumbrud, să mâncăm o pizza, taci-mă din gură, mă, că și să purtăm un tricou scurt. Cum se relaxează Mircea Bravo când nu merge la podcastul? Tu mai ai întrebări? Nu mai. Tu deja ești, nu. Gina James, te uiți la vechituri. Ce mai avem aici? Ce, mi-am notat ăsta, da. Păi ai urât, scrie. Nici eu nu înțeleg. Cum se relaxează Mircea Bravo? Cum se relaxează Mircea Bravo? O să fac o divulgare în premieră. Nu mă relaxez. M-am vaccinat. M-am vaccinat de vreo 3 săptămâni și în fiecare, de 3 ori până acum, vineri seara, împreună cu încă 4 prieteni, am fost 5 prieteni, ne întâlneam, jucam un poker și beam o bere sau un whisky și era pentru mine extraordinar. Deci după lipsa asta de zile, după un an, jumate de zile, deci știi că a fost prima seară, am jucat și am zis, păi bă, dacă fac una de asta la 2 săptămâni, rămân normal, știi? Deci una la 2 săptămâni trei, deci m-am încărcat, deci am nevoie de chestia asta socială mult, știi? Și deci, mi-a dat seama că aia mă încarc, deci dacă îi să mă relaxez, să mă încarc, poate mai mult decât un concediu, e socializarea, poveștile cu prietenii pentru mine. Deci am o relaxare, gen stat relaxat, stat în pat, nu mai, sătul de stat în pat și mele. Cu Dubaiul, cum a fost? Ai căzut rău? Loc da, să-ți ieși tu o cămilă? Da, mi-a luat, am fost în Dubai, în momentul acesta stăm vreo 8 zile, fiind ce a fost evenit cu domnul Sandu, am stat până la următoare, după mai stat câteva zile și am ajuns să stau numai 3 zile în Dubai. Mi-am modificat avionul. Când am ajuns, Cristi deja, deja era acolo, știi? El era bronzat. Și era gen 3 zile. Și planul era să mă duc, să stau câteva zile să mă relaxez, după care să filmăm. 3 zile, nu. Hai să filmăm! Și am filmat în 3 zile 4 clipuri. Și nu, căutam cumva starea de lene, știi? Starea de lene când stai pe șezlong, bea beară și da, știi? Și nu faci nimica. Aia căutam. N-am avut-o, am filmat, dar m-am încărcat bine. A fost ok, a fost ce am avut. Schimbarea de decor. Da, mi-a trecut durerea de spate, eu am durerea de spate. Când acolo la căldură, eu n-am simțit-o. Chiropractic, ați spune am ceva? Am toate, tot ce se poate. Și? Ce mai ai un doctor aici pe Cireșilor, dar a făcut problema mare peste 3 luni, cu intervenții m-a luat înainte și acum vreau să mă duc iară. Tot cu... Intervenție gen plic intervenție sunar, gen, sau? Domnul doctor, vă rog eu frumos, nu știu ce. Și ai simțit ceva? Am simțit ceva, dar încă să de lucru acolo. Cu gen, care ochi? Era un doctor s-a cuprat 90 de ani, era. Toată lumea era, el era guru ăla. No. Ele Dumnezeu, ele Dumnezeu. Nici nu te atingea și deja da, erai de ajuns, știi, într-adevăr minim a fost, efort de la minim. Da, cum ți s-a părut Panama? Chiar putem să închidem, îți mulțumim tare mult. Da, Trico, stai că am și eu ceva. Da. Tu ești cu mâncărurile alea, cum ești? Fără? Fără nimica, fără tarare, gluten. Da, fără gluten. Dragă, să-ți zic să... Uite aici, a? Din partea casei, soția. A, mulțumesc mult. A făcut, te rog să rupi, să vezi, o pâine fără gluten. Deci nu cred. Deci nu cred. Arată cum trebuie. Arată extraordinar, Nicu. Poți să și miroși, nu pe soție. Noi închidem... Nu-i vorba de tine. Noi închidem podcast, dar Nicu rămâne acolo în formă, încă mai duce, știi? Bă, să vină următorul invitat. Shelly! Bromania, tu ești. Mă, mi se pare minunat, țuică și cu pâine. Trebuie să dai mai repede pâinea, să moi în țuică. Noi nu avem pâine și sare la podcast, avem țuică, sare, voie bună și bă, prieteni. Mulțumesc soției, e cel mai fain cadou care l-aș fi putut primi. Pe care l-aș fi putut primi? Tăiem acolo. Prea multă țuică. Acuzativul. Da. E ok? Ce să fie ok? Ți-ai simțit bine? Da, foarte bine, mulțumesc mult. Ce să mai... Spune-le, oameni, trimite-le un mesaj oamenilor, de engage. Trebuie să faci o întrebare de engagement.
Adică să puneți o întrebare ca lumea să poată comenta acolo. Și în... noi o decupăm ca să punem teaser? Nu. Să fie la sfârșit. Întrebare ca lumea să poată răspunde în comentarii. Nu să fie ceva gen cât e 3 plus 3 să fie un răspuns. V-a plăcut de Mircea? Bravo! Că algoritmul de la YouTube contează foarte mult și câte activitate ai acolo pe comentarii, bă, dislike-uri, like-uri. Dar nu trebuie să fie întrebare închisă, gen v-a plăcut de Mircea? Bravo, poate să fie da sau nu. Trebuie să zic ceva ca omul să arate că să-și pună amprenta lui. Ce răspuns genial pot da eu, știi? Ca fiecare să-și poată pune. Gen. Să pună pe el, da. Pe el în da, ca să ce tare el, știi? Da. Și atunci poți să pui... Dacă ai fi Mircea Bravo, ce ai face într-o zi? Da, s-ar putea să fie o întrebare. Sau? Sau ok. Care vrei să fie următorul invitat? Asta de obicei clasic la podcast. Da, care o să fie? Când o să-l mai avem invitat pe Mircea Bravo? Când o să-l lase pe Cristi Ilișoan să vină să se joace cu noi? Da. Îți mulțumim tare mult. Mulțumesc, Vlad. Am vrut să te întreb, acum închide-ți alea că e gata. Tu imiți pe cineva? Îți place pe cineva să imiți? Îmi place mult să imit pe oameni din mediul meu, știi? Adică pe prezentele mei care nu sunt relatable, știi? Pe și Cristi. Nu... Da, poate pe Cristi sau pe alți prieteni la noi, știi, nu pe Andrei, contează. Andrei e foarte critic. Te rog, imită-l un pic. Nu, eu înțeleg ce faceți cu podcastul ăsta, eu zic care e faza. Deci, în primul rând, e slab. Acum degeaba râdeți, acum degeaba râdeți. Eu mă înțeleg, hai, funny, că râd. Nu, podcastul e slab, adică sunt foarte multe inadvertențe și așa și chiar am citit pe Reddit, el are Reddit, știi? Da. Reddit e o platformă de aia foarte geeky. Deci dau tăți cu părerea. Da, da, știi? Da, da. Și, nu, și explica clar acolo la un podcast, trebuie să fie un MO vostru, adică modul vă operește. El e din Marghita, mă, ce să-ți explice? Mai jos un pic de prin Arad, Ineu. Ineu, Inand. Inand, ok. Se pune blocat la fazan. Ned. Bun. Ndragheta. Până data viitoare nu uitați să dați un subscribe, să trimiteți și prietenilor, să aprindeți clopoțelul, mă nebunește. Clopoțelul. Și ne revedem cu următorul invitat. Cine să fie, cine să fie.